Ce cap are Miți? După atâtea mâții, e imogen. M-a trimis ce credeți mânca și gura voastră? Tata la meditații, la matematică. Mm -hmm. Acum eu ce credeți? Era cu CS-ul, cu astea, aveam sală, mergeam la sală, ne jucam, era cu PGL-ul, cu alea, era nebunii. Și am zis, băi copii, nu faceți asta, că pierdeți, pierdeți în crede la părinți, pierdeți tot. Dar eu am fost prost, în fine. Și ce am făcut eu mâncava și gura voastră? A luat sală la toți băieții, a? Sau? Eu când veneam acasă, acum, mergând mereu la sală și la să mă joc, ai mei când mă întorceam de la meditații, mă verificau caietul. Nu lua caietul și îmi verifica caietul, dar nu se uita, că m-am uitat eu la tata. Că tata era așa că din pe ușa. Eu m-am uitat unde să uita el și cât vedea. Mm -hmm. Și făcea așa. Puff. Când făcea așa, îmi seama că e sătul când făcea. Aia venit la meditații. Făceam. Și zic, datat având de la meditație. Și mi-am dat seama așa că se uita pe care făcea, na, da, ai fost la meditație azi. în fin. Și a zis, ce fac? Îi zic că mă duc la meditații. Nu mă duc la meditații. Mă duc și mă joc la calculatoare două, trei ore când stau. Și mi-au -mi și sucuri și pizza. Și stau pe spate. Era 300 de mii meditații, am mâncat bagiura voastră, ca să știți de acum, 300 de mii era pe vremea aia. Nu mă duc odată, nu mă duc de două ori, nu mă duc de trei ori. Sună telefonul, răspund eu. Sună fixul, că aveam fixul sufragerie. Răspun la telefon. Am un cenoroc a răspuns și n-a răspuns ta asu sincer. Levi sau Eren? Levi. Doar moasa pe Eren. Eren, shit. Saltarea de saltare. Telefonul pun la ureche. Doamna Mărăcineanu sunt. Alo? Mm. Când am auzit să moară familia mea, dar mi-a înghețat sufletul mine. Eram ca reclamele alea de la Airways. ai văzut cât să ăla, că după ce mănâncă îi și face uf, o, ce respirație proaspătă și îngheață toți. Mi-a înghețat sufletul când am auzit, domnul am a nu sunt băiatul dumneavoastră. Direct am închis, am auzit. Da, tă -tă. dar și eu mai sunam. Când am făcut, în clasa 8, am făcut un semestru de meditații. Bă, și m-a bustat grav. Gen... Gândește că eu întotdeauna știu matematică. Mi-am dat seama după meditații. Dar nu, cumva nu pricepeam. Eu aveam numai 4 și 5 la mate. Ai mei mereu veneau la școală ziceau la aia, bă, dar învățați ceva morții lui de copil, că e prost, are numai 45, și de-abia trece. Și am făcut un semestru de meditație și pe avea numai 10. Zic, mă, ce până, atât de ușoară era matematica asta, o fac. Dar mai sunam și eu și ziceam, doamna, știți că nu pot să vin, că plec cu ai mei, că până, la, la, une. <laughs> Dar după ce că făceai matematică la școală, să te mai duci o dată pe săptămână, mai mergeam și pe jos până în capul celălalt al orașului, știi, făceam și o oră drumul, știi? Eu mai ziceam, bă, că nu pot să vin, că pâlă, mă, că... Dar nu puteai, de două, de două, trei ori, că după aia suna ea. Și când suna ea, <laughs> când suna ea, era rău, știi? <laughs> când suna ea, și ca la emoji n-apucai să răspunzi tu, ai belica, prea, știi? <laughs> Nu bună bu, David, nu t t. Și atunci am făcut-o pe aia. Mă uit așa, iau telefonul, mă uit pe spate, am văzut că are, are un cablu ca la internet. Sac. <gântu -i> a scos cablu de la internet. Cum ar fi? Era ca un cablu de la internet la care la. Da, care a Da, așa era fix. Și a scos ăla. Zic, nu mai sună nimeni. Și am început, asta stat pe spate. Asta pe spate, am stat pe spate o lună. Să facem story pe canal? ne. Ah. <laughs> noi dacă făceai meditația automat aveai note mari. Păi da, probabil le cu profa de la clasă. Eu am făcut cu alta profesoară din altă parte. Dar creier, adică m am învățat să învăț, știi? Bă, era atât de simplu, nu știu ce dracu nu înțelegeam eu, am făcut 8 ani degeaba, n-am înțeles nimic, până m-am dus un semestru la tipa aia și pe aia. <laughs> Când m-am dus la liceu, dai testele ale, alea inițiale, știi, să vadă dacă știi ceva. Eu 80 la mate, îmi zice profesoara, a, da, tu cred că era eu la deștept la generală, eu cu 45 în plan. <gângătă> băi, dar bă, m-a bustat tipa aia, m-a bustat grav. Deci chiar se merită, meritați de creier. Plus că eram numai eu și cu ea, știi, într-o oră, mi-a explicat numai mie față de restul. Deci, băi, altceva. Deci, chiar înveți chestii. Sincer. Între <gântă> 11 pe puii mei, bă, deja am 2 de 9, vezi? Aia zic, creier. Bine că n-ai 9 de 2, atunci era mult mai rău, știi? Nu a avut niciodată meditații, bă, că la test era prima la copiat. Păi da, dar trebuie să ai și de unde, știi? Că dacă n-ai de unde, degeaba. La două, trei, 4. Mă duceam în capaș la sala de calculatoare, luam caietul, îl deschideam aici și făceam așa. Luam mâna asta, când făcea așa warm înainte să ne jucăm. 2 plus 2 egal 17, minus 3 împărțit la 4 egal 3, minus 6 egal plus... Bă, scria gen să umple pagini să aibă tasul ce să vadă. A? forță. Nu mai iau o profesoară de bio de 25 de ani și mai e și dirginta mea. Mm, Mihai. Măi, Mihai, tu te duci de drag la școală. Ăsta, <laughs> Ștefan, stai că Mihai era mai sus. A, nu, eu nu fumez, dar beau apă. Atâta, asta e, tot ce fac. Asta ni s-a oprit apa și când a venit apa, dacă pot să vă arăt, dar nu mai e cum trebuie să fie. E, e ca în tulbure, mi-e așa să o beau, știi? a luat o am zis că e mai safe decât apa aia o să o las până mâine să, să se limpezească. <laughs> radical în Y hm. plus radical în Z plus diafragma pătratului întorcită la plasmă până emanciparea guguștucului vechi. Bă, scriam acolo nu mai să fie scris. Mă duceam după aia acasă. Ai fost la meditații? Da, tată, uite. Uite ce învață băiatul meu, e bine. Cred că odată s-a prins, ori l-a sunat profesoara pe tasul și l-a prins, că presupun că și-a băgat fix înapoi, ori chiar s au uitat pe care să vadă ce ați știi? <laughs> salut, Rico, salut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ajung o dată mâncați și gurata, era ai mei la masă. Tata are o chestie, trei bar familia voastră, să nu întingi în mâncare. Și stătea tata la masă. Și făcea mamă. Mă, Mariene. Mă, Mariene. Și-a luat vecinul ăsta de la 4, un covor frumos, întingea în, în timp ce spunea, întingea, lua dumica de la de pâine, așa miezu, și întingea acolo. Bă, da, așa se face la tocăniță, mănânci cu pâine, cel la aproape, bași pâinea și că e altceva decât să bași cu lingura. <laughs> Dă -o numărul de telefon al dirigente, s da, da, exact. O salată aia de roșii. Și făcea marini, marini, și a luat un covorul ăla de la patru și face tata, damă, Dai, te am învățat la de la patru că trebuie să mănânci cu tacămul și dă cu furculița direct în gură să moare <grijos> dacă te întreceam furculița. A rămas mama furculiță aici, a venit -a de ai la aici, mi-a profesorul Xavier, femeia furculiță să ia, că venea și făcea așa la furculiță, îi dătea mama, mama, cu furculița lui o direct în inimă, n-aveai, nu, era, ai mai să niște tâmpiți mă mâncava voastră, am o iubire așa mai aparte. Acum face tata, bă, chiar așa nu mai sună neamul astea loc. Mamă, mi-a înghețat sufletul mine când am auzit, Bă da seama, nu? Că să la de la telefon. Deci îți dai seama, deci ei n-au mai avut fix o lună sau cât o fi fost. Să gândea tasul la un moment dat, bă, dar pe noi nu ne mai sună nimic, că înainte se mai suna lumea pe fix, că pula să vad dacă mai ai murit sau ceva. <laughs> salutare, salutare, Uzumac. Ia să mă duc și să sun pe mama, Trăivar, familia. Aha, du-te, da, că merge fix. Face tata. -o sun și eu pe mama să văd ce mai face. Mhm. Mm bă, când s-a dus la telefon, face voi Da, Marien, ai trecut cumva tu cu piciorul, dai dat de cablul ăsta de la telefon Că nu mai e băgat firul un telefon. Nu cred, mă, Marie... Ce ai făcut, Marie? Am să-i scos firul la cât de ai măturat în casă? S-a gândit B la toate variantele posibile, Tasus, dai seama. Saltare, Paul, saltare. Mâncați și gurata când a băgat, bă, și acum ajut, bă, jur, cred că a fost... E a opta minune. În, în rău. E opta minune, dar pe rău. <laughs> băgat direct si și a sunat aia de matematică. Da, două morți ei, mă, hai, mă că ai că n-ai cum, mă. Fix atunci a să sune când a băgat firul, serios. Bă, cum l-a băgat? voi vă da seama, cred că suna aia de matematică două blunde zile în continuu. Două blunde în continuu și a băgat cablu direct a sunat aia de matematică. Hai, nu ai, pot să-mi explic cum s-a întâmplat, cum a băgat cablu și a sunat aia de matematică. Și acum ați minte că stăteam pe canapea. Da, hai de morți, îți da dai seama cum l-a luat direct cu canapea cu tot i dat în cap. <laughs> Și asta a zis tata. A, bună seara, doamna profesoară de matematică, ce mai faceți? Ma... Cum mai merg orele cu Marius? Așa era și la mine, cu aia, pula. Că dacă eu luam numai 4 la, mă, la școală, știi? Că e carnetul de note, pus scriam eu pe el. Și băgam acolo 8, 9, 10, 8, 9, 8, 9, 10. până a venit la școală, ia mă să vedem. Bă, când auzeam că mâine vin la școală, era masa. Bă, bă, mai vă calculatorul 3 luni are. Cine mai joacă Stronghold Crusader Pula, Warcraft 3 Pula. Ieșim afară. Ieșim afară acum. Adio, viață. Păi n-a mai fost Marius, de un an de zile la meditații. M-am putut seama, 8 luni, bă, 8 luni la ținut fără fix, mă. Păi cum n-a mai fost, că banii mi-a luat, știi, să-i fi zis tasul. Salut, are salut. S-a întors tată, așa la mine. Mm. A făcut așa. Marius, ai mai fost la meditații? Mânca gura voastră. Dacă vedeți cum am fugit. Ai de frate. Ai de morți lui Hai. Bă. Îți <laughs> dai seama.